Scripturi. În a doua epistolă Apostolului Petru, capitolul la versetul 9 până la versetul 13. Pagina Scripturii Viția Cornerescu, 1198. 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. E ultima slujbă programată în sânul comunității dumneavoastră. Permiteți-mi să vă mulțumesc de dragostea cu care m-ați înconjurat zilele acestea cât am fost la dumneavoastră și în alte comunități aici. Mâine dimineață voi pleca spre casă. Voi duce cu plăcere salutul bisericii dumneavoastră, dacă îmi vi-l veți mă transmite la momentul potrivit. Până atunci, Domnul să vă binecuvinteze să rămâneți tare în credință. Vă apreciez că stați aici. Eu mâine dimineață plec și slăvit să fie Domnul cum aduc. Efectiv, vă trebuie o doză foarte mare de optimism să aveți aici la atâta nor, la atâta lipsă de soare, la atâta pesimism care este aici, însă nu pentru oricine e Suedia. Sunt oameni pe care Dumnezeu i-a adus din România și îi ține aici. Domnul să vă binecuvinteze. O să vă apreciez pentru lucrul acesta și pentru tăria voastră. Am putut asculta gânduri frumoase pe care frații noștri le-au adus. Am remarcat un gând pe care vreau să-l subliniez foarte frumos, pe care unul dintre frați l-a vorbit. Să știți că Domnul este Dumnezeu, spunea Psalmul 100. Foarte multe lucruri nu beneficiem de ele, nu pentru că Dumnezeu nu le are sau nu vrea să ne le dea, că nu știm că sunt ale noastre. Și odată ce nu știi un anumit lucru, poți să-l ia careva, că tu n-ai nicio treabă, doar îți ia un lucru și tu nu știi că ăla-i a tău. Se schimbă problema când tu știi că e a tău. Oricine vrea să-ți ia lucrul tău, tu faci dintr-o dată la aper, că e a tău. Dar dacă nu știi că lucrul ăla e a tău, tu n-ai nicio problemă, ți-l ia și altul și nici nu știi că poți beneficia de așa ceva. Și pe lângă faptul că Domnul este singurul Dumnezeu și lucrul ăsta trebuie să-l știi, trebuie să mai știm un lucru. Că dincolo de ce simțim, dincolo de nori, dincolo de soare, dincolo de servici, dincolo de bani, dincolo de prieteni, dincolo de dușmani, odată ce crezi în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne dă ceva unic, ceva ce ne face deopotrivă cu El. Dați-mi voie să vă citesc din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 13, unde Apostolul Ioan spune așa: v-am scris aceste lucruri ca să știți. Deci nu să simțiți, ca să știți că voi, care credeți în singurul nume al Fiului Dumnezeu, nu veți avea, aveți viață veșnică. Lucrurile astea trebuie să le știi. Câteodată e înnourat și nu simți, câteodată e senin și frumos, parcă simți că ești mântuit și că ai viață veșnică și că pulsează viața în tine. Câteodată când ai dușmani, nu simți, dar tu ar trebui să știi totdeauna că prin credință în Hristos Dumnezeu a pus în noi nu viață biologică, cu avem, viață veșnică. Asta presupune că dacă viața biologică se termină la mine la amvon, eu continuu să trăiesc din cauza vieții veșnice pe care Dumnezeu a pus-o în mine. De aia Domnul Iisus spunea, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va... De ce? Din cauza vieții veșnice. Lucrul ăsta trebuie să-l știi, totdeauna. Că dacă te iei după simțit sau după ce cred alții, trebuie să știi anumite lucruri. Mai sunt lucruri frumoase. Apostolul Pavel spunea că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, știm că avem o casă cerească. De aia nu prea ne consumăm cu asta de pe aici. Dar dacă nu știm că o avem pe aia, singura care ne rămâne e asta de aici. De aia sunt oameni care au primit cu bucurie răpirea averilor lor, pentru că știau că în ceruri au o comoară și totul stă în aștept. În ziua de astăzi, în seara asta, permiteți-mi să vă vorbesc că trebuie să mai știm ceva, că noi suntem între două lumi. O lume de aici, sortită pierzării și eșecului, o lume aici în care hidrocarburile se termină,
O lume aici în care miliardarii lumii încă vizitează, auziți că tot pleacă cu rachete pentru că vor să aselenizeze pe Lună sau pe Marte, căutăm apă pe undeva, poate putem sta pe acolo. O lume care se epuizează, pentru că Petru spunea toate lucrurile au să se strice. Și există o altă lume, o lume în care Hristos a plecat de aproape 2000 de ani și ne-a promis când termină locul ăla, vine înapoi să ne ia, slăvit să fie Domnul. Un pământ nou și un cer nou în care va locui neprihănirea. Problema între cele două luni, știm că asta se termină. Vedem că se termină. Vedem că sunt probleme. Și există lumea cea nouă. Și Petru vine și spune, știu că toți de aici vor dincolo. Numai că Petru ridică o problemă. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi ca să vă calificați din lumea asta care se termină în cealaltă? Când Petru scria aceste cuvinte, el spunea foarte, v-am citit aici, că cerul și pământul vor arde. Și oamenii de-a lungul timpului au citit ce a spus Petru și au spus în felul următor, băi, e adevărat că pădurile ard, oamenii ard, casele ard, miriște arde, dar pământul nu arde. Pământul se regenerează și n-am văzut pământ ars. Efectiv, pământul, indiferent de ce incendii puternici au fost, n-a ars. Am continuat să construim pe el. Și unii oameni au venit și au spus, domnule, dacă Petru, inspirat de Duhul Sfânt, așa a fost, chiar dacă noi nu vedem pământ ars acum în profunzime, totuși să știi că așa va fi. Nu avem dovezi, nu avem nimic, dar credem ce a spus Petru. Alții au spus, domnule, Petru a greșit. Ca atare cum Petru a greșit, mai poate fi greșit și altceva. Și ca atare, Scriptura nu trebuie să fie chiar așa literal. Ca atare, noi ne permitem să luăm din Scriptură doar ce vrem. Și au fost o grămadă care s-au încolonat în spatele la cei cerebrali, cei logici, cei care verificau totul. Au trecut 2000 de ani de când Petru a spus lucrul ăsta, dacă mergi la o grădiniță și întrebi copiii dacă pământul pe care locuim noi acum poate arde din cauza arsenalului atomic care îl avem numai. El poate arde de câteva ori. Și numai pământul va arde. Corpurile cerești se vor topi de marea căldură. Acum din nou, Biblia vine și ne spune că există un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Putem să alegem să credem Scripturile, cum au crezut alții, sau putem din nou să ridicăm diferite ipoteze, diferite păreri de ale noastre și să alegem din Scriptură, dacă vrem să alegem ceva, numai ceea ce ne convine. De aceea, a crede Scriptura este un act de credință. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ar vrea în seara aceasta să ne apropiem puțin de un eveniment care o să-l aveți dumneavoastră aici, eu n-o să fiu, și anume o să sărbătoriți nașterea Domnului și aș vrea să vă vorbesc de câteva atitudini pe care Domnul așteaptă la revenirea Lui să le avem, pe care le-au avut anumiți oameni când a venit Domnul Iisus Hristos prima dată. Duhul Sfânt i-a găsit vrednic să scrie pe paginile Sfintelor Scripturii. Prima categorie de oameni pe care ar trebui să, de la care ar trebui să învățăm și totodată să ne uităm la ei, ar fi acelor care verifică tot ce aud și tot ce văd cu Evanghelia sau cu Scripturile. Cuvântul Domnului ne spune că în preajma nașterii Domnului Iisus Hristos erau niște păstori, niște ciobani care stăteau de strajă împrejurul turmelor lor, în jurul Betleemului. Scriptura ne spune că la un moment dat un înger al Domnului s-a materializat. Nu uitați că pământul e suprapopulat cu îngeri. În locul ăsta, pe lângă noi, există, fiecare are câte un înger al lui, dar mai există și îngeri suplimentari, care notează absolut tot. Oamenii vor da socoteală nu de orice cuvânt bun sau rău, ci de orice cuvânt nefolositor. Noi nu-l mai ținem minte, dar undeva e notat. Cineva se ocupă și scrie. Cineva notează toate lucrurile acestea. Și acel cineva care merge cu noi și după ce îți dă adunarea liberă, sângerii Domnului, care așează circumstanțe și împrejurări, și dacă am ști mai mult și dacă ne-am cufundat mai mult, am vedea că îngerii ăștia sunt foarte sensibili la rugăciuni. Pentru că Domnul vine și spune, nu aveți pentru că nu cereți, nu pentru că n-are cine împlini. Pentru noi e greu de realizat anumite lucruri, dar Dumnezeu nu ne cere să le realizăm anumite lucruri, cum spunea Sam aici, să mergem la cineva să-i vestim Evanghelia și ăla să primească Evanghelia. Nu am eu putere, eu îi pot vesti doar atât. Dar de a primi Evanghelia sunt îngeri care așează circumstanțe și împrejurări ca ceea ce ai spus tu să lumineze în mintea lui. Dar Dumnezeu așteaptă ca pe lângă dorința ta de a vesti Evanghelia și disponibilitatea ta de a vesti, să te mai și rogi. Doamne ajută! Ori îngerii aceștia sunt împrejurul nostru și n-au voie să materializeze.
Pentru că atunci când se materializează îngerii, produc teamă, produc frică, produc cutremur. Și Dumnezeu nu vrea ca noi să-L slujim de frică, de teamă. Că dacă am vedea îngeri tătă ziua, dărduim din tăi încheiturile. Pentru că ființe cerești cu o putere extraordinară. Însă atunci când îngerii se materializează cu un scop. Adică materializarea înseamnă să intre în raza noastră, a spectrul nostru vizual. Că sunt lucruri pe care noi nu le vedem. Există un spectru în care putem vedea. De exemplu, bacteriile nu le vedem, ne trebuie microscop. Dar nu intră în spectrul nostru. Îngerii la fel nu intră în spectrul nostru. Când ei intră în spectrul nostru și se materializează, produc acea teamă, acea frică. Ne spune Scriptura, un înger s-a materializat și a venit la niște ciobani și le-a spus, nu vă temeți. De ce? Că ei se temeau deja. Nu vă temeți, vă aduc o veste bună. Cu toată vestea bună, ăștia încă dărduiau. De ce? Pentru că îngerii asta produc când se materializează. Și foarte interesant, îngerul vine și prezinte la niște ciobani ceea ce probabil se aștepta să vorbească în Senatul din Roma sau în Sinedriul din Ierusalim. Vine și vorbește de o problemă efectivă, deosebită. Fizicienii știu despre ce e vorba. Pământul nostru, noi trăim pe pământul acesta în trei vectori, sunt trei dimensiuni, se spune. Spațiu, timp și materie. Ca atare, spațiu înseamnă că suntem aici la Göteborg, materie înseamnă că trăim în trup și timp înseamnă că suntem în luna noiembrie anul 2022. Nu putem ne deplasa decât în spațiu, timp și materie. Chiar dacă aș vrea să văd ce a fost aici cu 500 de ani în urmă, nu mă pot duce. Sau să văd ce va fi peste 100 de ani aici. Nu mă pot duce, eu sunt limitat de timp. Eu sunt limitat de spațiu și eu sunt limitat de materie. Dumnezeu nu locuiește în spațiu, timp și materie. El este Dumnezeu din veșnicie în slăvit să-i fie numele. Ca Dumnezeu să vină la noi, El trebuie să lasă veșnicia și să vină în spațiu, timp și materie. Ori îngerul tocmai asta le prezintă la astăzi, care înseamnă timp, în cetatea lui David, care înseamnă spațiu, vi s-a născut, care înseamnă materie, un mântuitor. Adică Dumnezeu a venit la voi, lăudat să fie Domnul. Asta le prezintă la, încă o dată, m-aș fi așteptat să fie niște laureați ai premiului Nobel în fizică. Dar nu, erau niște ciobani, atâta tot erau ei. După care, cu îngerul ăsta se unesc alți îngeri și pentru prima dată și unica dată, din câte știu eu din Biblie, cântă un cor de îngeri, dacă un cor pământesc cântă pe voci și niște acorduri sublime. Oare cum o fi cântat ăștia? Dacă era importantă linia melodică și acordurile, ne lăsa și o partitură. Dar nu a fost atât de importantă linia melodică și foarte important și la noi, frații mei, nu e importantă linia melodică, ci mesajul este important. Foarte multe mesaje de ale noastre sunt puse pe anumite, la mulți frați care le place populara, le place așa, alții le place o muzică mai așa, mai lină, mai liniștită. Mesajul este foarte important. Pentru că mesajul vine și spune așa, pace între oamenii plăcuți lui Dumnezeu, așa spune? Slavă în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă, frații mei? De foarte multe ori, pentru că slava nu merge la Dumnezeu, ci o băgăm în buzunarele noastre, oameni plăcuți al lui Dumnezeu nu se împacă. Se vorbea aici de unitatea bisericii. Eu am un dar, Doru alt dar, dumneatale ai alt dar. Câtă vreme pe darul meu eu vă slujesc vouă, normal de la voi vine o anumită slavă. Chiar dacă eu mă fac că nu-mi place, dar vine o anumită slavă. Slava aceea, când voi spun, băi frate Virgil, dar mi-a dat predici deosebit. Eu de obicei le spun la frate, băi fraților, nu-ți vinovat cu nimic. Cu nimic, absolut cu nimic. Dacă nu sunt durat Domnul de mine, n-aveam nici dar, eram poate un alcoolic și un pierdut. Tot ce sunt este datorită Harului Său. Dar numai că spun asta, în fiecare zi eu toată slavă eu dau lui Dumnezeu. Amin. În fiecare zi, dacă văd ceva bun la mine, Doamne, asta e din cauza Ta. Pentru că omului îi place să oprească slava. Îi place să se bucure de lucrul ăsta. Când îi place să oprească slava, la un moment dat apare concurența între noi. Bă, dar care-i mai bun? Dar de fapt fiecare suntem unici, frații mei. Suntem unici. Dacă spunea cineva, dacă pe pământul ăsta ar fi doi oameni identici, înseamnă că unul e în plus.
Pentru fiecare e unic, e felul lui de a fi. N-are niciun sens să mă concurez cu alt predicator sau cu alt cântăreț. Fiecare are vocea lui unică, fiecare are darul lui. Ca atare suntem unici și n-are sens concurența. Însă slava te face să intri în concurență. Câtă vreme oflim slava lui Dumnezeu și o băgăm în buzunarele noastre, pe vocea noastră, pe predicile noastre, pe banii noștri, pe mașinile noastre, între oameni plăcuți al lui Dumnezeu. Nu, este pașii. Rup bisericile, fac bisericile lor, că trebuie să știe ăștia din numele meu. Câtă vreme slava e a lui Dumnezeu, vezi oameni capabili care stau la un loc, care se slujesc unii altora, care în dragoste și vezi un potențial acolo. De ce? Pentru că toată slava pleacă la Dumnezeu. Cât nu pricepem, că ăla-i mesajul de acolo. Încă o dată vă spun, linia melodică nu contează. Mesajul este important. A venit acolo și a adus mesajul ăsta. Și după ce a adus mesajul acesta, spune că îngerii s-au întors în cer. Și acum gândiți-vă dumneavoastră că șeful păstorilor îi spune la el alții, băi, dacă îngerește au spus că s-a născut în Betleem un băiețel și nu o fetiță, păi băiețelă-i, băi. Și dacă băiețelul ăsta a fost înfășat și a fost pus într-o iesli și nu într-un leagă și nu într-un landou, păi acolo a fost pus. Scriptura ne spune că îngerii le-a sugerat ceva, și anume, îl veți găsi. Adică, verificați, noi suntem îngeri, dar voi verificați informația. Îi trebuie că dârdâiți și temurați de frica noastră, dar verificați informația, îl veți găsi. Știți ce fac acești păstori? Dați-mi voie să vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 15. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosef și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce le spusese despre prunc. Tot cei ce au auzit s-au mirat de ce le se spunea păstorii. Maria păsta toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate lucrurile ce le auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Iată încă un motiv de laudă la adresa Domnului, că ai verificat și ai văzut că cuvântul Domnului e adevărat. Amin? Amin. Încă un motiv de laudă. Au verificat informația. Astăzi auzim tot felul de informații, tot felul de știri. Le verifici aceste informații? Foarte multe informații ne place să le credem de la început. De-aia nici nu le verificăm. Am întâlnit oameni care le place să creadă o anumită minciună despre cineva. De ce? Pentru că l-a enervat într-o zi, l-a supărat, l-a ofensat într-o zi și acum aude o minciună. Nu o verific niciodată. Îmi place să cred așa. De ce? Pentru că mă fentez singur. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că de foarte multe ori pierdem o grămadă de binecuvântări pentru că nu verificăm. Tot în timpul acela ne spune Scriptura despre niște personalități ale lumii antice. Nu erau astrologi, ci astronomi. Numele lor îi găsim în Scriptură cu numele de magi. Erau cunoscuți la vremea aceea. Erau niște, încă o dată vă repet, niște personalități ale lumii. După unii erau 3 sau 4 în funcție de darurile pe care le-au dat, dar Biblia nu spune exact câți erau. Cert este că oamenii aceștia au văzut în constelația lui Israel o stea specială, unică în istoria astronomilor. De aceea, nu ne spune Scriptura dacă aveau familie sau nu, dar s-au pus pe drum. Și au venit în Israel conform stelei pe care au văzut-o și au mers direct la palatul lui Irod. Și acolo au pus o întrebare care a bulversat atât pe Irod și cât tot Ierusalimul. Și nu uitați că în Ierusalim erau și preoții care toată ziua studiau scripturile, legea. Întrebarea lor a sunat în felul următor. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Și spune Biblia că Irod s-a tulburat și împreună cu el tot Ierusalimul. De ce? Întrebarea era tulburătoare. Întrebarea era, de aia când Irod aude întrebarea, nu se duci prin casa lui scaute, băi, s-a mai născut careva prin casa mea? Nu, îi adună imediat pe preoți. Pentru că întrebarea acolo trimitea. Nu uitați, toți copiii de împărat care se nasc într-o casă regală, nu-i niciun împărat, este prinț. Prinț sau prințesă? Dacă tata moare, el devine împărat. Dacă tata abdică, el devine împărat. Ăsta de care întrebau personalitățile astea,
au întrebat nu unde este prințul născut, ci împăratul, de aia Irod s-a tulburat. Și încă o dată vă spun, erau personalități, Irod nu era un tip blajin așa. Suite, el v-a venit ăștia să discute cu mine. El și-a omorât o nevastă, și-a omorât doi copii, pare mi se, pentru că a bănuit că vrea să ia tronul. Era un tip dur. Deci prima dată stăia cap, după aia te întreba cam și vrei. Cam asta era felul lui de a fi. Un tip foarte dur. De aia și vedeți mai târziu, trimite oștile sale, pentru că magii n-au mai trecut pe la el și-au executat toți puncii de parte bărbătească. N-a avut nicio problemă de conștiință să facă așa. Era un tip dur. De ce omul ăsta dur nu îi întreabă pe ăștia? Păi voi veniți cu asemenea întrebări la mine. Ia dispăreți de aici cât mai aveți capitele la locul lor. El știa cu cine stă de vorbă. Știa că ăștia nu bat drumul degeaba din răsărit. Știa că sunt niște personalități. De aia nu discută mult cu ei sau îi întrebi ce sens are întrebarea. Ci imediat îi adună pe preoții cei mai de seamă și le pune unde trebuia să se nască Hristosul. Și ăștia îi spun, conform profețiilor lui Mica în Betleemul din Iudeea, trebuia să nască Hristosul. Întrebarea mea este, bun când s-a turburat Ierusalimul cu tot cu Irod, preoții nu erau prin zonă? Bun, n-au auzit cine a pus întrebarea asta și de ce i-au adunat Irod, care nu era un tip religios. I-au adunat dintr-o dată să le spun unde ar trebui să... Cui, pentru cine trebuie răspunsul ăsta lui Irod? Nu și-au dat seama că sunt niște străini în vizită care au tulburat tot Ierusalimul? Bine, nu verifică preoții, dar preoții au oameni care fac treburile mai murdare, așa, aprozi se numeau. Bine, nu trimiți niște aprozi să vezi unde se ducă ea, unde se închină, unde mănâncă, unii găzduiesc. Ce fac străinii ăștia prin împărăția asta noastră? Câți aprozi au trimis preoții să verifice informația? Nimeni. De aceea, în timpul lor, s-a născut mântuirea lumii, o trăit mântuirea în mijlocul lor, a murit și a înviat mântuirea lumii și el a rămas nemântuiți. De ce? Pentru că, cum știm noi, așa e bine. Știți câteodată te apropii de Scripturi și spui, cum știu eu, așa e bine, cum am prins eu în Bucovina, cum am prins eu în Ardeal, așa e bine, cum mi-a zis mie bunicul, știi că așa e? Cu ce verifici toate informațiile astea? Cu ce le verifici? Pentru că foarte mulți dintre noi suntem convinși că ceea ce facem noi e bine. Nu te vorbești cu unul care e bieretic, tot ce face el e bine. Băi, după ce? După chestia asta pe care eu am cărcic mic roșie, o scoate el de acolo. Băi, dar noi mergem după ea? Hai să vă dau un exemplu simplu. Vreau să-mi fac ceva pe lângă casă și îmi trebuie o grindă de vreo 2 metri jumătate. Când mă duc la piața de Cherestea, vânzătorul de acolo îmi spune, domnule, am grinda asta, dar are 3 metri. Băi, dar n-are nici 2,40, măi, și mi-i trebuie 2 metri jumătate. Nu, domnule, are 3 metri, tu dă banii și vedem care-i treaba. În timp ce eu îi spun că nu are, apare altcineva de acolo care are 1 metru. Măsoară grinda și dintr-o dată aflăm adevărul. Adevărul de ce spun eu și adevărul de ce spun eu. Pentru că înlungim, nu mergi cu ochiul, nu mergi ce părerea mea sau ce părerea are el. Pui etalonul, metru. La greutăți există kilogramul. În toate domenii există un etalon. Din punct de vedere spiritual, la toate informațiile lumii acestea, există un etalon și Dumnezeu nu ne-l ține ascuns. Spune, cerul și pământul va trece, dar etalonul după care măsori eu și după care îi judec pe oameni, rămâne. Rămâne. Hainele cu care ne îmbrăcăm vor arde, casele pe care le plătim vor arde. Dacă eu ca să te pot judeca pe tine, păstrezi etalonul. Noi nu vom fi judecați după Constituția României sau Suediei, nici măcar după statutul de organizare al cultului pentecostal, ci noi vom fi judecați după Scripturi. Etalonul îl avem. Cu ce verifici tot ce auzi și ce spui? Felul în care te închini, modul în care crezi, cu ce îl verifici? Ai acoperire biblică? Că ăsta e etalonul. După ăsta vom fi judecați. După ăsta vom fi evaluați. Niște ciobani au verificat informația și au venit plini de bucurie că era așa cum li se spusese. Tu auzi o grămadă de informații despre timpul și vremea actuală. Tu ai un mod de anumit de închinare. Este el recunoscut în Scriptură? Tu ai un mod de a cânta. Este el recunoscut în Scriptură? Văd foarte multe cântece, cum spunea cineva, cântece care cu versuri și cu linii melodică foarte frumos. Ia-mă, du-mă, plimbă-mă într-o parte, în alta. Bineînțeles că și din creștini își bănuiește că Iisus îl ia, îl duce sau mai ales dacă e o fată, dar nu-i numele lui Iisus acolo. N-apare nicăieri. Și de foarte multe ori, pentru că linia melodică e grozat de faină și ne place și chiar multe fete își imaginează băieți, băieți își imaginează fete, noi o punem ca repertoriu în Biserica lui Hristos. Ori aici ar trebui frații mei,
Ar trebui să avem lucruri pe care sunt în șablonul Scripturilor. Doamne ajută! Toate astea ar trebui să fie așezate acolo. Pe bază de Scriptură să vezi anumite lucruri. Verifică lucrurile acestea. Îmi vine în minte un episod din Scriptură pe care l-am găsit în cuvântul Domnului. În Evanghelia după Ioan, capitolul 7, Scriptura spune de la versetul 40 în felul următor. Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Și alții ziceau, cum din Galileea să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din seminția lui David și din satul Betleem, unde era David? Și atenție, Hristos era acolo, tocmai spusese cuvintele vestite, dacă crede cineva în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și ăștia au început în fața lui să se certe, ăsta e Hristosul, mă, ăsta e Mesia. Și altul vine și spune, păi dar nu spune Biblia că Hristosul vine din Betleem, ăsta din Galileea a venit. Și m-aș aștepta ca Domnul să răspundă, stați băie liniștiți, eu m-am născut în Betleem, dar am trăit în Nazaret, vin din Galileea, dar originea mea e acolo. Ca atare cred, nu, informează-te dacă vrei să afli informații. Informează-te, cercetează. Nu ți le dau eu mură în gură. Cercetează. Nu că simt nicăieri că Hristos îi oprește, stați puțin așa, ca să fie lucrurile clare, vă prezint CV-ul meu. Nu, te interesează ceva despre mine? Sapă. Interesează-te. Informează, întreabă. Fii atent la lucrurile acestea. Apostolul Pavel, care a fost chemat personal de Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, spune Scriptura că a ajuns în Berea. Și autorul, sub inspirația Duhului Sfânt, doctorul Luca, care a scris Cartea Faptelor Apostolilor, m-aș fi așteptat să aibă un cuvânt mai special pentru iudeii aceștia. Biblia spune că iudeii aceștia verificau în fiecare zi să vadă dacă ceea ce le-a spus Pavel era după Scripturi. Și caracterizarea lui Luca pentru ei a fost în felul următor. Cei din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, că în fiecare zi îl verificau pe Pavel. Frații mei, cu ce verifici oamenii lui Dumnezeu? Bine, eu am predicat bine joi seara când am fost. Seara asta trebuie să mă verifici din nou după Scripturi, nu după predica de joi seara. Toate se verifică. Profeții, vedenii, visuri, toate se verifică după Scripturi. Pui etalonul pe el și vezi dacă se încadrează. Și dacă nu se încadrează, Biblia vine și spune, nu disprețui prorociile, ci cercetați totul și păstrați ce este bun. Că dacă nu se încadrează în șablon, dai deoparte. Cu toate că eu, cum adică, măi, lucrarea asta a fost prin mine, predica asta a fost prin mine, nu are faci prin șirii, frate, nu s-o încadrată în șablon, mai departe. Eu iau numai ce-i bun, ce se potrivește Scripturii. Dar pentru asta trebuie să-și cunoști șablonul. Doamne ajută! Amin. Pentru asta trebuie să... Că vii tu cu metrul tău, că n-ai timp să citești Scriptura și în loc de un metru e 70 centimetri. Nu mergi pe piață cu chestia asta. Trebuie să ai șablonul Scripturilor, să cunoști Biblia. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Prima atitudine corectă a celor pe care așteaptă Domnul să ia este verifică tot. Pentru că verificarea asta te ajută să nu fii înșelat. Și vremea din urmă va fi o vreme, cum vă vorbeam, pare mi se, joi seara, când cuvântul trist este mulți. Când mulți se vor vinde unii pe alții, dragostea celor mai mulți se va răci, se vor ridica mulți proroci mincinoși și vor înșela pe... Ăsta e cuvântul trist. Singurul mod în care poți rezista și rămâi printre cei puțini credincioși Domnului, să nu fii păcălit, înșelat, este cei ce au șablonul, cunosc Scriptura și peste tot pun șablonul. Băi, așa ne învață cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. A doua atitudine pe care o regăsim în preajma nașterii Domnului Iisus este a celor ce sunt gata să împlinească ceea ce Dumnezeu le cere, chiar dacă îi costă. După unii teologi, vârsta Mariei, la momentul când era logodită cu Iosif, era 17 ani. După alți teologi spun că 15 ani, conform obiceiurilor vremii, cam cum se măritau fetele sau logodeau fetele atunci. Modul lor de a fi era în felul următor. Dacă o fată se logodea, logodnicul ei pleca, pregătea un loc unde să locuiască împreună sau găsea un loc unde să locuiască împreună și când găsea locul ăla și îl pregătea, venea și lua fata de acasă, mergea împreună în odaia ospățului de nuntă conform pildei celor 10 fecioare, mergea acolo în sala ospățului și după festivitate puteau să locuiască împreună.
Maria era o fată evreică. Fata aceasta, ca orice fată, la un moment dat, când ajunge mai matură, se gândește la măritat, se gândește să se căsătorească. Și iată că în dreptul ei s-a oprit un băiat credincios, un băiat neprihănit, cu numele Iosif, și-au logodit împreună. E foarte important pentru comunitățile noastre și rugăciunile de genul ăsta. Mă uit așa de foarte multe ori și în comunitatea noastră, că e o comunitate destul de mare, ne bucurăm grozav. Anul ăsta am avut vreo 59 de botezuri în primăvară, duminica trecută am mai avut vreo 30 în biserică, unul pe acasă s-a botezat. O grămadă de tineri. După ce iau botezul, mărit să fie Domnul, Domnul să vă binecuvinteze, mai cântați prin față, dar nu mai apar rugăciuni, Doamne, tineri ăștia s-au întors la Tine, Te slujesc pe Tine. Pregătește-le o casă liniștită, Doamne. Pregătește-le un soț, o soție. Noi, slăviți-o fie Domnul că a venit la pocăință. Știți cât e de important să ne mai rugăm pentru ei? Trăiesc anumite stări. Domnule, am venit la Domnul. Sunt o comunitate mai mică. Am nevoie și eu de un viitor. Oare biserica, oare părinții gândesc la lucrul acesta? Mai există vreo rugăciune? Pentru bolnav, trebuie să ajung bolnav ca să roage pentru mine? Trebuie să ajung bolnav, să aici în adunare. Mă bagă cineva, înseamnă să vin în fața Domnului. Încă o dată vă repet, nu aveți, nu pentru că Dumnezeu n-are sau nu vrea să vă dea. Lipsește cerere. Ori biserica e chemată să roage și pentru ei. Doamne ajută! Uitați că la Maria rugăciunea a fost ascultată. A venit Iosif și a logodit cu ea. Acum, la ce credeți că se gândește o fată care deja e logodită cu cineva? La ziua nunții. Se gândește cum să asorteze servețele, cu pierdelele. Pentru mine nu-i problema asta. Nu-i important asta. Dar pentru ele e foarte important ziua nunții. Cum va arăta, ce va fi. Totul trăiește acolo. Cum va fi prezent acolo mama, tata, rabinul, ceilalți, atmosfera, ce întrebări se vor pune, cum va fi acolo. Și probabil pe când ea se gândea la momentul acela că de logodită era logodită, apare îngerul Gavril. Din nou, când se materializează un înger, teama o cuprinde pe Maria și îngerul îi spune, nu te teme, ai fost aleasă din femei să îndeplinești o menire unică. Din tine se va naște Sfântul, Mesia. Și Maria, cât era el de copilă, spune simplu, măi, din câte știu eu, ca să nască, trebuie să existe o legătură, un contact, trebuie să existe ceva. Eu n-am nicio legătură cu niciun bărbat, nici măcar cu Iosif al meu, n-am nicio legătură. Și îngerul îi explică și spune, puterea celui prea înalt te va umbri și ceea ce se va zămisli în tine va fi Sfântul celui prea înalt. Frații mei, atenție, era o copilă logodită. M-aș fi așteptat că îngerul să spună următoarele lucruri. Maria, tu ești logodită. Vorbește cu logodnicul tău și vezi dacă e de acord. Apoi, vorbește cu părinții tăi. Vorbește cu rabinul, că sigur e în temă, că Mesia, Shiloh, și Isaia profesise că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un copil și vei da numele de Emanuel. Vorbește, faceți adunare generală. Și după 3 luni sau, hai, fii 6 luni, eu vin după răspuns. Știți că îngerul rămâne lângă ea? Ca mântuirea să păsească în lume și eu să am mântuire acum și tu să ai mântuire și păcatele noastre să poată fi iertate, Maria nu i-a spus îngerul, băi, îngerule, eu am stabilit asorteul, eu am stabilit tot, la mine totul e programat în capul meu, abia aștept să vină să mă ia Iosif să mă facă nevasta lui. Tu ce faci? Vii și-mi strici nunta? Cam asta a fost, că nuntă n-a mai fost. Ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt și nu mai găsesc nicăieri din nuntă. Câteodată, ca și păstor, rog o fată, măi fată, ești mireasă, ai logodnic, ai mire. Fă în așa fel când ești în biserică și când e ziua nunții tale. Vină îmbrăcată corespunzător, vină frumos așa, să putem să ne bucurăm și noi la nuntă. Nu, frate, asta e nunta mea, mă sparg în figuri cât vreau eu. Puteți să stați toți cu capurile jos. Asta e nunta mea, măi. Asta e nunta mea. Ei, dacă ajungea Maria la una din astea, nu că s-a anulat mântuirea la întreaga lume. De ce? Pentru că, domne, putea și ea să spună asta e nunta mea. Nu. Îi spune cuvintele pe care eu le respect foarte mult. Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și așa a pășit mântuirea noastră în lume. N-a mai fost nuntă, ba chiar scripturile în altă parte fac anumite aluzii, nu discut eu subiectul ăsta aici,
Dar cert este că ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Și acum, frații mei, acum pentru frați vorbesc, în mod special, noi ne dăm foarte pocăiți câteodată în comunitățile noastre și mai ales în comunitățile de mai conservatoare, bărbații, ultimul cuvânt. M-aș fi așteptat că îngerul ăsta, după ce a obținut aprobarea lui Maria, să plece imediat la Iosif, să-i spui pe Iosif, dacă o vezi pe Maria, că se mai rotunjește puțin. Vezi, Maria capătă puțin proporții, așa, dacă vezi, să nu te sperie, măi, că ceea ce s-a zămislit în ea este de la... Nu se duce îngerul. Nu se duce. Și Iosif observă că prea iubita lui logodnică, unica, singura, știți cum e când iubești o anumită persoană și care ți-o imaginezi că numai a ta-i. Observă că ea e însărcinată. Și el știa foarte bine că cu el nu și nici prin cap nu-i trecea că e la Duhul Sfânt. Că asta a fost o singură dată, un eveniment în istorie. Și dintr-o dată m-aș fi așteptat ce poate face un bărbat. Acum un bărbat iubește cât iubește și când îl enervezi până la gelozie. La gelozie, terminat, gata, pocăința până aici. Până aici cu neprihănirea, gata. La momentul ăsta, asta chiar îi ce trebuiește acum. Conform învățăturii timpului respectiv, dacă un băiat constata că logodnica lui l-a înșelat, a curvit în casa tatălui ei, trebuia să o ducă în fața ușii casei tatălui ei, să o acuze. Și scuzați că asta era o dulce răzbunare pentru foarte mulți bărbați la momentul respectiv. Să o acuze că l-a înșelat. Și primul care arunca cu piatra în ea pentru lapidare sau pentru uciderea cu pietre era el. Trebuia să o facă. Și m-aș fi așteptat ca el să facă asta. Dar Biblia vine și ne spune... Iosif, care era neprienit, s-a gândit să o lase pe... Cum adică, măi? Asta înseamnă să fii neprienit? Că pentru mine neprienit înseamnă să pornești drujba, să te duci, să rezolvi problema și trebuie să acolo. Te-o enervat, te-o supărat cu tare. Nu, nu, nu. Neprienirii include și starea asta. Ia gândiți-vă de câte ori... Nu sunt ofensă de genul ăsta. Nu sunt, cum să vă spun, jicniri de genul ăsta. Că asta e jicnirea maximă la un bărbat. Iubita ta logodnică să te înșele și să nu spună nimic. Și tu să observi numai. E jignirea maximă. Și el s-a comportat în neprienire și aici. În loc să ducă să o execute, s-a gândit să o lase pe ascuns o parte din vin o prelua el. Și toți evreii spune, păi, dar unde-i băiatul ăla Iosif? Că văd că ce-a lăsat el prin zona aici nu-i treaba ok. Și pe când se gândea el să o lase pe ascuns, parcă văd pe îngerul Gabriel vine cu întârziere. Dar vine cu întârziere ca să învețe toți bărbații ce înseamnă să fii neprihănit. Doamne ajută! Și spune Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta, că ceea ce s-a zămislit în ea nu e de la un alt bărbat, ci de la Duhul Sfânt. Imaginați-vă câtă ușurare în inima acestui logodnic când și-a dat seama. Spune Scriptura, din respect, el n-a cunoscut-o până n-a născut pe întâiul ei născut. Iubiții mei, cât costă ca să împlinești voia lui Dumnezeu? Cât timp îți ia? Știi că Dumnezeu vrea să te împaci cu cumnatul tău, că v-ați iertat de la împărțirea moștenirii. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, s-a cerut să rezolvi problema asta. Cât timp îți ia? E, mai las, mai treac puțin așa. Bun, dar la Maria, cât i-a trebuit ca să ia decizia? Sunt foarte multe lucruri pe care noi le ratăm în viață, nu pentru că Dumnezeu nu are să ni le dea. Multe profeții, multe gânduri bune, multe daruri, cum se vorbea aici, Dumnezeu are daruri pentru noi. Dar Dumnezeu nu ne dă darurile acelea în orice condiții. Ni cere niște condiții. Ni spune dinainte niște condiții. Pentru că condițiile acelea ne pregătesc pentru a purta darul cu demnitate. Și de foarte multe ori, noi nu suntem disponibili să facem lucrul respectiv. Imaginați-vă dumneavoastră că în țările europene, și în România la momentul actual, la pensie se iasă pe la 65 de ani, așa, cam pe la 65 de ani se iasă la pensie. Imaginați-vă dumneavoastră că statul ar veni și ar spune în felul următor, oameni buni, nu-i bun pensie la 65 de ani, oi să ieșiți la pensie pe la 120 de ani. Câți dintre noi mai prim pensia? Nimeni. Știți că în pocăință noi la fel facem? Noi avem o vârstă în care suntem rentabili.
la care ne poate folosi Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune, smerește-te, umilește-te. Vreau să te folosesc cu darul meu. Doamne, dar eu nu mă pocăiesc acum. Nu, mă umilesc în fața lui ăsta. Trebuie să-mi cer iertare de la el. Nu acum, Doamne. Lăs pe la 120 de ani. Și uite așa, nu că n-ar fi putut Domnul să folosească. Tu nu trăiești 120 de ani. Tot ai amânat pocăința cine știe unde. Și din pricina asta, n-ai ajuns niciodată să trăiești la nivelul la care te-a programat și te-a dorit Dumnezeu. Pentru că n-ai făcut ce trebuie acum. Ori când te aduce Dumnezeu în fața Evangheliei și a Scripturilor, îți cere și îți spune, uite, îți dau cazuri biblice, îți dau oameni din Scriptură, care atunci când au verificat că Dumnezeu le cere asta, au făcut imediat, chiar dacă asta i-a costat. N-au mai avut nuntă, au fost prigoniți, au fost lăsați deoparte, câteodată li s-a bătut apropo, dar ei au făcut ceea ce trebuia. Te-aș ruga, cât îți ia să împlinești cuvântul Domnului? Unora dintre noastre, și am întâlnit foarte mulți oameni care au ajuns pe un pat de spital în situații critice și au spus, Doamne, dacă Tu mă scapi de aici, eu mă pocăiesc. Știa cum trebuie să se pocăiască, știa că trebuie să iei botezul. După ce s-a făcut bine și s-a reglat tensiunea arterială și totul, o terminat cu făgăduințele. Le-au lăsat în stand-by. Timpul ăsta când s-a dus, nu s-a dus pentru Dumnezeu, s-a dus pentru El. Foarte mulți se trezesc să slujească pe Domnul când nu mai văd bine, când nu mai aud bine, când nu mai au echilibru. Sunt, Doamne, acum-s gata! Dar ce ai făcut până acum? Ce-ai făcut până acum când vedeai bine, când auzeai bine? Ah, câștigai bani, aveai treburile tale. De eu te-am chemat să-mi slujești cu demnitate, când aveai voce, să cânți în biserică. Acum când vocea ta e răgușită și nici tu nu te mai auzi, vrei să mă lauzi în fața adunării? De ce n-ai făcut atunci când s-a putut? Doamne, atunci am avut alte priorități. Frații mei, de aceea vă spun, a doua categorie de oameni pe care Dumnezeu îi respectă și ne-a așezat pe paginile Sfintelor Scripturi, sunt oamenii care au fost gata să asculte chiar dacă i-a costat. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi. În seara aceasta stai în fața unor alegeri. Fiecare din voi aveți anumite lucruri pe care le-ați amânat. Și v-a adus Dumnezeu încă o dată aici să vă spună că așteaptă decizia voastră. Așteaptă să vadă ce veți face. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. El are timp. Tu și eu nu avem timp. Timpul nostru se duce. Mai ieri era tânăr și uite acum cum ești și mai treci puțin și bineînțeles după ce nu mai poți, ai vrea să faci o grămadă de lucruri, dar s-a dus vremea ta. Ne spune Sfânta Scriptură că Egiptul la un moment dat, spunea Domnul, a ajuns un pustiu și îmi place versetul ăla, nu mi l-am notat neapărat, dar îmi place să mă uit peste el. Un pasaj biblic din Ieremia, capitolul 46, cu versetul 17, spune așa. Acolo strigă, Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu. De ce? Căci a lăsat să treacă clipa potrivită. A fost un moment care a fost clipa potrivită, în care el putea rămâne verde, în care putea la timpul respectiv să fie rodnic, în care Nilul să aducă roadă. Dar a lăsat să treacă clipa potrivită și Domnul spune, Egiptul este un pustiu. Nu pentru că a făcut mari lucruri greșite, a lăsat să treacă momentul potrivit. S-a dus. Există o clipă potrivită pentru toate lucrurile. De aceea e important pentru noi. Bineînțeles că avem o anumită teologie care ne împinge la amânare și câteodată la neglijență. Însă profetul spunea, căutați pe Domnul câtă vreme. Dacă știți să citiți printre rânduri, profetul vine să ne spună, nu totdeauna îl cauți, îl găsești. Nu totdeauna e la dispoziția ta. Chemați-l câtă vreme este, dar cum adică, totdeauna trebuie să fie aproape. Când îl caut eu, îl trebuie să fie. Nu uita, nu te pune în centrul Universului. În centrul Universului este Domnul. El bate la ușa inimii tale, dar El este Domn al domnilor și împărat al împăraților. Nu fă un rob din el să stea la ușa ta până la 90 de ani, că atunci îl vei primi. Nu, nu. El este Domn al domnilor. Bate o dată, de două ori și s-ar putea să-i deschizi, să intri și el să nu mai fie acolo. Pentru că spune Biblia, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. De aceea e important pentru noi să facem ceea ce trebuie, când se poate face. Doamne ajută! Ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez și ultima categorie de oameni,
pe lângă cei care verifică totul cu etalonul Scripturilor, pe lângă cei ce împlinesc, chiar dacă îi costă, sunt acelor ce continuă să se închine. Observ foarte mulți oameni în comunitățile evanghelice care sunt disponibili să verifice, ba chiar verifică puternic. Verifică rugăciunea în comun, verifică cântările, verifică viața altora, verifică tot. Apoi sunt disponibili să încheie legământ cu Domnul, să asculte de Domnul. Sunt disponibili să dăruiască, să facă slujbă pentru Domnul, să slujească. Marea problemă că mulți dintre ei de la un timp nu se mai închină. La începutul vieții de pocăință, de întoarcere la Domnul, majoritatea din noi ne place rugăciunea. Și efectiv trăim în rugăciune, ne rugăm. Rugăciunea nu e numai o stare, o formă, ci este un mod de a trăi. La volan ne rugăm, în drum spre muncă ne rugăm, acasă ne rugăm. Este o stare și trupul nostru efectiv devine templu al Duhului Sfânt prin închinarea pe care o facem. Dar de la un anumit moment dat începem să pierdem părtășia închinării. Observ și în comunități, de foarte multe ori există rugăciune, dar oamenii mufează cabluri, mai se gândesc ce să cânte, că le vine numărul lor de slujire și trebuie să slujească, după care pleacă într-o parte sau în alta. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că oamenii pe care Dumnezeu îi așteaptă în lumea nouă sunt niște oameni care știu să se închine. Acolo cam asta vom face. Vom sta și ne vom închina înaintea Domnului. Îi vom înlăuda numele. În ce constă închinarea asta? Ne învață magii. Oamenii aceștia au văzut în constelația lui Israel o stea a unui împărat. Și m-aș fi așteptat la distanța la care erau ei să facă un altar acolo, să pună niște ofrande acolo, să transmite salutări stelei și pe cea pe care reprezintă de la distanță. Dar oamenii ăștia au spus, nu, steaua asta e unică și ca atare noi mergem să ne închinăm înaintea celui pe care reprezintă steaua. Noi nu ne închinăm la stele, noi ne închinăm la cel pe care reprezintă steaua. Ca atare să pun pe drum. Încă o dată vă spun, nu știm dacă au avut familie. Nu știm ce afaceri au avut ei în zonă. Cert este că și-au lăsat deoparte toate treburile și-au plecat să se închine împăratului de curând născut al evreilor. Drumul lor până la împărat a fost de aproximativ 2 ani de zile. De ce? Pentru că atunci când au discutat cu Irod și le-a spus că în Betleemul din Iuda, spune că steaua s-a arătat din nou, a mers în locul în care era pruncul cu mama lui, după care, înștiințați de Dumnezeu în vis, s-au întors pe un alt drum. Irod, văzând că ăștia nu mai vin pe la el, a trimis oștile sale să ucidă pe toți copiii de parte bărbătească din Betleem și din împrejurim, de la vârsta de... Dar de sinul la 5, că prindea mai mulți. Potrivit cu vremea pe care o aflase de la magi. Stimații mei, primul lucru care contează în închinare este timpul. Foarte mulți oameni fac închinarea la plesneală, așa. Toate concediile se fac pe așezate. Te pregătești din timp de concediu. Să nu cumva să uiți ceva, să te simți tu bine. Închinarea, cum e? Hai, intrăm la 5, intrăm în adunare. Hai la rugăciune. Ați observat că de foarte mult, mă întreba acum în Austria niște frați la o comunitate destul de mare, frate, cum reușiți voi la Dumbrăveni să aveți disciplina aceea în adunare și vă adunați cu 20 de minute, cu jumătate de oră înainte? Și i-am lăsat să țină slujba de rugăciune, a avut o oră de rugăciune, numai pe finalul orei de rugăciune o plecat și ei și aveau chef de rugăciune, dar eu eram în vizită și o să trebuie să punem frate Virgil spre ei. Gata. Zic, uite, de asta noi am observat că atunci când ne închinăm, chiar cât de sinceri suntem noi, când venim de acasă, de exemplu, când venim cu un anumit bagaj, venim legați de anumite, ne gândim la lucru, ne gândim la anumite situații, ne gândim la șeful, nu putem intra dintr-o dată în starea aceea când se șterge informațiile, le luăm numai când ieșim de aici, și dintr-o dată stăm în prezența stăpânului, le udăm, fără informații. Nu, suntem legați de alea. Ei, ne trebuie o bucată de timp să le dăm la o parte. Asta se realizează prin cântare în mod special. Când iei cântarea și îl lauzi pe cel care e singur Dumnezeu adevărat, care e singur înălțat. Și când cu o cântare, când două, când trei, normal când s-a început timpul de rugăciune, ai plecat ca mașină la Formula 1 dintr-o dată. De ce? Pentru că tu te-ai detașat de celelalte. Păi începe rugăciunea, ai venit la 5, tot se roagă, se gândește, păi aveam la foc pus o oală cu boș. Oare am închis aragajul? Stă, nevasta îl sună pe bărba, băi știi, am închis eu.
Bine că ai închis tu, hai să ne rugăm. Dar fierul de călcatoare l-a scos din priză. Și încep luptele, că este cineva aici care știe că închinarea e ceva special. Ei, scuzați, frații mei, îi văd foarte mulți frați care spun, domnule, uite, copilul meu crește și nu-i mai place la adunare. Nu-i mai place la adunare. Dar eu nu știu ce nu-i place la adunare. Când îl iau pe istoric așa, el pleca duminica dimineața cu buzul, cu copiii, în loc să scoală din timp, nu, scoala așa și el la plesneală, obosit, ca toți oamenii. Hai, băi, sculați că mergem la adunare, iar să uită ăștia când târzie, măi, suiți-vă în mașină. Păi ăștia la grabă, fiecare totdeauna e dreptul pe stângul, eu aia mici, când vezi așa închiet. Băi, lasă, când până s-o scoți pe nevasta din fața oglinzi, până să iei tubulețele și preiuțurile de acolo și fietele așteaptă cele la rând, doar te apucă groa. Bine, e îmbarcat. Când e îmbarcat, iar întârziem, iar mergeam la adunare. Aveți grijă cu tare, măcar când întârziem, să intrați, să nu se cunoască. Aveți grijă. Copiii toți stau, nu cântă nimeni. De ce? Merg la adunare acum. După ce termină adunarea și păstorul spune cuvântul magic, adunarea este liberă, tata vine și slăviți să fie Domn, băieți, s-a încheiat adunarea. Hai, mergem la un McDonald's, acum lejer, avem timp, avem cutare. Și copiii prind că tata mai frumos venea de la adunare decât mergea la adunare. Nu-i trebuie traducere. Când au făcut 16 ani, îi spune tată, hai măi la adunare, că eu acolo v-am dus, am văzut cum ne-ai dus. Dar am văzut și cum vine ei de acolo. Eu nu vreau să vin bucuros, eu nu mă duc deloc. Și tata se miră, cum de măi că eu m-am dus? Măi frate, dar trebuie să ai și o anumită atitudine când te duci. Am întâlnit familii care duminica dimineața, cu toate că și ei s-au obosit, pun ceasuri mai devreme, pun o muzică ambientală așa, merg în școală pe copii, le așează papucii, hai că azi e ziua Domnului, mergem să ne închinăm celui ce ne-a păzit, ne-a ocrotit, slăvit să fie Domnul, din timp să pun în mașină frumos, apoi pe mașină cântă ei o cântare sau dacă nu pun o cântare, cântă împreună cu toții, ajung din timp la adunare cu jumătate de oră înainte, fiecare merge la treaba lui, el se pregătește și când începe rugăciunea, el este pregătit că dă timp. Închinarea costă în primul rând timp. Când noi dăm timp altor lucruri, dar nu închinării, să nu te miri că timpul tău de închinare așa cum este. Să nu te miri că nu-ți mai place. Să nu te miri că n-atingi niște culmi. Pentru că închinarea te pune în legătură cu veșnicia. Noi nu-i putem scrie lui Dumnezeu SMS-uri. Nu-i putem scrie minte scrisori. Doar rugăciunea e forma care ne pune în legătură cu cel ce conduce universul. Dacă noi n-am ajuns în starea aceea să ne închinăm corespunzător, iubiții mei, noi suferim din punctul ăsta de vedere. De aceea, închinarea, în primul rând, înseamnă timp. În al doilea rând, închinarea înseamnă să aduci ceva în prezența celui la care te duci. Scuzați-mă, magii ăștia nu mergeau pe drum așa și au spus, băi, uite, acolo este un copac, așa, cred că are niște tămâie. Hai să-i luăm noi niște tămâie. Poate are nevoie pruncul la care mergem sau mama lui are nevoie niște tămâie. Uite, pe sub piatra asta este niște aur. Aurul nu-și găsește, frații mei, pe sub pietre, să le găsești în copaci, nu. Au luat darurile de acasă. Foarte multe comunități nu au har în închinare pentru că vin numai să ia, dar n-aduc nimic. Foarte mulți, mă uit în comunități mari, unde cântă coruri, unde cântă orchestre, unde frate, s-o obișnuiți. Știți ce înseamnă să cânți într-un grup, cum o cântau fetele aici? Să te armonizezi, să ai același tempou, să mai cânti pe voci, trebuie repetiție, trebuie timp. Bun, iese și cântă în fața noastră, după care frații din adunare, câțiva și surori, spun, Domnul să vă binecuvinteze. Cu alte cuvinte, n-ați avut și fașii, asta e situația acum. Cât crezi că vor mai continua tinerii ăștia să cânte în atitudinea asta? Pentru că noi am venit aici cu niște pretenții, domnule, de vocaliză, niște pretenții de predică, niște pretenții din demnuri la rugăciune, bineînțeles că nici noi nu suntem capabili să le dăm, dar avem niște pretenții de la ceilalți, pentru că noi doar vrem să consumăm, nu să dăm. Și din pricina faptului că vrem numai să luăm cântări bune, mesaje bune, atmosferă grozavă, respectul celorlalți, noi nu dăm la nimeni nimic, pentru că noi am venit numai să luăm. Și de foarte mulți pleacă de la închinare dezamăgiți și e normal. E normal. Ce să poți primi tu de la mine un om imperfect? Dar am întâlnit oameni care spun, domnule, nu mă interesează cine cântă în seara asta. Eu mă duc să mă întâlnesc cu cel ce mi-a schimbat destinul.
în mijlocul fraților mei vine Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Chiar dacă cântăreții cântă fals sau se opresc din cântare, Domnul meu merită toată lauda. Chiar dacă predicatorul ia pe arătură și nu știu ce mai spune, el nici nu mă interesează, eu laud pe Domnul meu. Și ceea ce e frumos, frații mei, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, eu am asistat la slujbă unde premierul era acolo, premierul țării respective, era acolo cu tot cu gărzile lui de cort. Corul cânta stresat și zice premierul. Toți ceilalți erau cum erau și zice premierul. Eu conduceam slujba să mă gândesc și zice premierul. Din punctul ăsta de vedere, la slujbele astea eram stresați toți din cauza unui om care a fost și nu mai este. S-a terminat. Domnul nostru e mijlocul nostru, lăudați-i fie numele. Dom'le, cântă cineva fals, nu ies afară. Cineva în timp și predică are atâta emoții că dă niște bâlbâituri și niște cacofonii și niște pleonasme, că noi care mai știm limba română ne speriem. Hristos rămâne în mijlocul nostru. Amin. Nu pleacă, rămâne aici. Avem adunare generală, el rămâne în mijlocul nostru, slăviți-i fie numele. Cum de cei mai sclifosiți și mofturoși suntem tocmai noi? Cum de numai noi nu știm să apreciem o cântare? Cântată din inimă, poate e fals. Îmi spuneau frații care merg în China că bisericile subterane se adună o oră, au voie, unde în locuri secrete, predică câte un predicator, prima cântă o cântare. O zic, băi, știi cum cântă? Tare și fals. Pe el nici nu-l interesează, are o oră când cântă el. Atunci, cântă tare și fals, dar fiecare prilejea lui nici nu-l interesează dacă ăla se armonizează cu el. El cântă pentru Domnul lui. Foarte interesant că Domnul stă acolo. Îi ascultă pe ăștia cum cântă cu toată pasiunea. Îi ascultă și pe el alți care vocalizează, armonizează, temporizează, dar se bucură grozav de cântare cântată din toată inima, că ăla pentru asta a venit. Și el plătește un preț, că s-ar putea să fie prins de Partidul Comunist și plătește un preț, de aia cântă cât mai poate și el. Ori, iubiții mei, comunitățile noastre sunt locuri în care venim și nu venim cu darurile, venim să luăm. Însăși, ceea ce facem de sărbători este un anumit lucru care... Imaginați-vă dumneavoastră că ajung magii acolo și văd pruncul și pe Maria și întreabă, băi, dar unde e aurul? Păi e în buzunar la mine. Dă tu aurul, eu îți dau ce am eu, Smirna. Ia-ți tu Smirna, ăla cu tămâia, facem schimb între noi, după care plecăm de acolo. Cam asta facem noi. Nu uitați, cadourile în primul rând se dau lui Iisus. Amin. Nu noi între noi. Cadourile în primul rând trebuie să meargă la Iisus. Și noi între noi putem să ne dăm în toată luna. Doamne ajută! Noi între noi toată luna. Când vrei să te închini lui Iisus, cadourile toate se duc lui Iisus și lui Iisus îi plac cadourile, darurile pe care noi le facem. Daruri câteodată constă în finanțe, daruri care câteodată constă în cântarea ta, în rugăciunea ta, în aminul tău, în slujba pe care o faci în biserică, în încurajarea pe care o dai față de cineva. Te-a cercetat Domnul pe un anumit cuvânt, fă-ți timp la urmă să mergi la omul ăla, spui, ai punctat foarte bine, frate, exact nevoia pe care o am eu. De ce? Pentru că e lucru pe care îl poți face și Iisus e acolo. Se bucură că ai venit și tu pregătit cu ceva. Am întâlnit comunități de frați unde v-am spus, sclifosiți toți. Când se slujește, rămâi uimit cum cântă orchestra cu corul împreună. N-auzi nimic după aia. Să tu uită, o mai cânta corul nostru. Corul nostru, îți place corul nostru? Da, e al nostru. Bun. Atâta tot. Efectiv, nici nu se complică mai mult. În timp ce alții se extaziază de ceea ce se întâmplă acolo, ei își plictisesc de corul lor, de orchestra lor. Ei, există comunități, unii frați mai în vârstă, surori mai în vârstă, merg la noi. Cine vine? Nu contează, Iisus vine totdeauna. Și joi, și marți, Iisus e acolo. Dar pentru ce mergi cât mai puțin? Nu are a face cine îi? Este Iisus acolo. Eu totdeauna mă întâlnesc cu Iisus, vin cu binecuvântări și aduc. Dacă sunt ceva și nu sunt un alcoolist cu nasul roșu pe undeva, divorțat, recăsătorit sau mort, ci trăiesc, e pentru că Iisus s-a îndurat din mine. Eu mă duc în fiecare dată să-i mulțumesc lui Iisus. Că mai este câte un predicator care predică bine, slăvit să fie Domnul, opus Iisus, Iisus i-a dat har. Că este unul care cântă grozav, Iisus i-a dat voce, dar totul primește Iisus. Ei, în bisericile alea ți-i drag să fii, frații mei. Ți-i drag să fii cu oamenii, vin, toți au câte ceva să-i aducă lui Iisus al lor. Te-aș întreba, ce aduci lui Iisus când vii la închinare? Ce aduci? În săptămâna care a trecut te-a binecuvântat cu lucruri deosebite, unice, trăiești în timp ce alții nu mai trăiesc. Ai venit în seara asta să-i spui, Doamne Iisuse, pentru că inima mea bate, este datorită ție? Sau ai luat-o așa, meritam, domnule, meritam, uite la figura mea, nu că trăiesc 100 de ani? Nu, nimeni nu merită. Trăim prin harul Domnului.
Și Iisus ne așteaptă să venim cu darul nostru în prezența Lui. Ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez pe lângă timp, pe lângă daruri, este atitudine. Spune Scriptura că au ajuns în casa aceia magii și acolo era un prunc de aproape 2 ani de zile, conform a ceea ce v-am spus eu. Și când au intrat acolo înăuntru, pruncul ăla de 2 ani de zile nici nu știu dacă se uita la ei. Nici nu știu dacă se uita la ei. Când în fața ta e un rege care are 25 sau 35 de ani, ăla se uită dacă îți scoți pălăria sau nu. Ăla se uită dacă te pleci într-un genunchi sau în doi de genunchi. Acolo în fața lor era un copil de 2 ani de zile. Și dintr-o dată oamenii ăștia, spune Scriptura, s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au... Păi dar nu era suficient să spună Doamna Maria, când crește ăsta mare, spui că am trecut noi pe aici. Spune că noi am trecut pe aici, am fost, ne-am uite, mă dușim câte ceva prin zonă, aici... Nu, nu. Se aruncă cu fața la pământ și se închină unui prunc de 2 ani de zile. Frații mei, ce vreau să vă spun? Totdeauna când noi ne adunăm, nu avem un prunc în Iesli sau de 2 ani de zile, nu avem niciunul măcar care stă pe o cruce și strigă Eli, Eli, lama sabachthani. Cel ce-i Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților ne-a promis că intri în noi. Amin. Care e atitudinea noastră față de El? Cum e atitudinea? Cum e închinarea noastră? Pentru că am observat că câteodată rugăciunea e folosită pentru orice altceva. Ne hrănim copiii pentru că au nevoie. Efectiv facem semne la ceilalți. Când tare cântăm noi după aceea? Păi dar e rugăciune acum. Câteodată mă duc la anumite conferințe sau așa și văd că e chemat un grup de cântăreți. Și ăștia pregătiți toți, cântă și așa mai. Eu când cântă ei, cum am stat și seara asta. Stau, cânt cu ei, unde știu și așa mai departe. După ce îi termină de cântat, îi văd toți și eu telefoanele și se plece. Pentru că eu terminat. Ce sens mai are? Ei și-au terminat numărul. Și eu spun, băieți, uite care e situația. Cât ați cântat voi, eu am stat și v-am ascultat. Acum predic eu, stați aici, dacă fac chemări la mântuire, s-ar putea să trebuie să veniți în față. Stați aici. Închinarea totdeauna trebuie făcută corespunzător. Rugăciunea e folosită pentru diverse lucruri, frații mei. De-aia trebuie să vii din timp să mufezi cabluri. De-aia trebuie să vii din timp dacă conduci cântarea să știi ce cântări. Când se începe rugăciunea, rugăciunea trebuie să fie rugăciune. Amin. Nu uitați prietenii pe care vreți să-i invitați aici. Nu închid ochii. Noi închidem ochii ca să ne decuplăm de la lucrurile acestea și să ne cuplăm la celelalte. Dar ei nu închid ochii. Când ei mă văd pe mine, când mă uit prin adunare, să văd câți ascultători am, să văd ce fac, așa, mi-e fac semne, a, te cunosc, cât are. Prietenul vede și spune, băi, ăsta are un respect de rugăciune de numai. De ce? Pentru că eu îi transmit lucrul ăsta. Nu numai atât, frații mei, nu numai atât. Prietenii care intră aici sunt de foarte multe ori au o luptă deosebită. Imaginați-vă numai că la un moment dat în timpul rugăciunii eu mă duc la Doru și îi spun ceva și Doru începe a râde și eu râd împreună prietenul și mă uit în sală și prietenul cineva își optește la ureche. Vezi că aia doi râd de tine acum. Cu toate că noi n-am avut și o treabă cu el. Nici interes n-am avut de asta. Dar el se luptă și cineva își optește râde de tine. Imaginați-vă câți prieteni am văzut eu care se uitau la anumite fetișcane din biserică sau băieți din biserică care râdeau că au văzut ei nu știu un paianj într-un colț, dar prietenul zicea că râd de ei. Frații mei, când intrăm în comunitățile noastre, mai ales în timpul de închinare, indiferent de ceea ce se închinare, trebuie să fie închinare, Doamne ajută! Am întâlnit oameni la sfârșitul slujbelor de evanghelizare care venise și ei împreună cu colegii lor de șantier. Și spunea, domnul pastor, ăștia colegii ăștia care m-au adus pe mine aici, zici, băi, zic, gașcă, de comitet, n-ai treabă cu ei. Vorbim împreună, când eu am uitat mâncarea acasă, mănânc de la ei, când uit ei, mănâncă de la mine, împreună, pe șantier. Domnule, sunt niște băieți din nota 10. Când am intrat aici și când am văzut cum își ridică mâinile și cum încep să se roage oamenii ăștia de comitet și de gașcă, mi-am dat seama că în mijlocul vostru este cineva pe care eu nu-l văd și pe care ei respectă grozav de tare. Știi când mi s-a ridicat părul pe mine, așa? Efectiv, am trăit o stare de stres și în ăla pe care respectă ei așa de mult, băiețește de comitet. Și colegii lui au spus, noi totdeauna când ne adunăm, între noi este Iisus Hristos care poate mântui. Ce transmiți la închinarea ta? Care e atitudinea ta? Care e felul tău? Că astea sunt lucrurile pe care le așteaptă Domnul. Frații mei, nu uitați că Apostolul Ioan a fost atât de apropiat de Domnul. Atât de apropiat a fost de Domnul.
În timp ce ceilalți discutau cine va fi mai mare, apostolul Ioan stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus. De aia și dacă o știți Evanghelia și epistolele după Ioan sunt diferite de celelalte Evanghelii. De ce? Pentru că în timp ce ei discutau vrute și nevrute, ce vroiau ei, Ioan auzea despre ușa oilor, despre lumina lumii, pe care nu o veți găsi în alte Evanghelii. Citiți epistolele Ioan, speciale, din toate punctele de vedere. L-a cunoscut pe Domnul mai profund, pentru că aș rămas lângă Domnul până la piciorul crucii, după cum se vorbea. În timp ce ceilalți au fugit, doar lui a spus Domnul, fiule, iată mama ta, mamă, iată-l fiul tău. Atâta era de obișnuit cu Domnul. Dar când l-a văzut în cartea Apocalipsei, spune Scriptura, când m-am întors și l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca... Păi nu poți să te duci să pui iar capul pe sânul lui. Nu, nu. El este Domnul al domnilor și împărat al împăraților. Cum de noi încă trăim starea aia de lucruri? Știm că în mijlocul nostru îl mai trimitem la plimbare, îl mai trimitem la bolnav, că știm că am putea merge noi. Dar de ce să nu-ți ducă el? Îl mai trimitem la năcăjiți, banii năcăjiților sunt prin buzunarul nostru, dar trimite-mi, Domnul, Doamne, du-te tu, dă-le binecuvântări cât vrei, dar nu te atingi de banii mei. Du-te tu, Doamne Iisuse. Credeți că atitudinea asta este corespunzătoare? Închinarea aceasta este plăcută Domnului? De aceea, frații mei, lumea aceasta în care trăim se va strica. Lucrurile se vor deteriora. Vor merge din rău în mai rău. Există o altă lume, un cer nou, un pământ nou, pe care Hristos ne-l pregătește și va veni să ia pe cei ce se califică. Verifici totul cu etalonul cuvântului Dumnezeu? Dacă ai verificat și vezi că Dumnezeu cere un lucru, cât îți ia să-l împlinești? Când seara asta îți cere ceva anume. Și apoi, iubitul meu, continui să te închini, se va auzi că marți seara va fi din nou rugăciune. Apoi joi seara va fi din nou slujbă. În afara faptului că ești ocupat cu serviciu, nu cumva câteodată stai tolănit pe acasă și cel ce te-a mântuit vine la întâlnire, dar tu spui, lasă, adune el alți, că eu tocmai mă odihnesc. Dacă spui că te doare capul, nu avem aparat de verificat cât de tare te-o duru capul, dar există unul care știe cu adevărat dacă te-o duru capul și cât te-o duru capul. Ca atare, cum stai vis-a-vis de relația cu el? Pentru că nu atât de mult frații sunt importanți, nici surorile. Suntem oameni. Vrem să ne desăvârșim prin Duhul Domnului. Între noi este Iisus Hristos. Și dacă respecti pe El, închinarea ta se va schimba. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.